Salutare, salutare! Domne, e tragedie mare pe YouTube. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de când lumea și pământul. Nu se poate. Trebuie să-l susținem pe Mălin Bod, care trece printr-o cumplită încercare. Despre ce este vorba? Haide să-i dăm cuvânt. Hai să-l și vedem. Dar asta e o problemă tehnică, sunt alte probleme de ordin legal. Ăsta este dosarul, la asta am lucrat ieri toată ziua, vedeți câte pagini sunt. Trebuie să... Asta este varianta scurtă pe care o depun la instanță. Aici probatorul care... Încep să mă simt ca Will Smith în Inamicul Statului, da? Vă mărturisesc, astăzi 15.10.2020. Astăzi, 15.10, mă simt ca Will Smith din Inamicul Statului. Poate că nu v-am citit titlul, haideți că vi-l citesc. Situație fără precedent pe YouTube. Prima dată când nu pot publica, este o coincidență bizară. YouTube, las că știu, eu știu că nu e chiar o coincidență bizară. Ce scrie aici? Blocaj YouTube. Cum sună blocaj? 15 ore blocat în prelucrare. Mamă, mamă, asta e ceva, Doamne ferește. Ia să vedem, a făcut un live de 2 ore, 20 de minute și 11 secunde. Domnul Bot ne-a spus timp de 2 ore și 20 de minute. Ce a pățit pe YouTube? Să auzim, da, Will Smith, inamicul statului. 21. Că eu nu credeam că Hidra asta e atât de mare și că e atât de complicat să lupt. Hidra este mare și e complicat să te lupți cu ea. Rușine, Dinu Patriciu! Adică, în momentul în care am devenit jurnalist independent, având în spate 25 de ani de jurnalist, pe toate palierele, cunoscând legislația, am fost foarte optimist și am zis, băi, dăm cu ăștia de pământ, nu se poate. Avem și justiția liberă de partea noastră. Ați văzut? Avem și justiția liberă, dar ce fel de libertate de partea noastră, în echipa noastră, justiția și dăm cu ăștia de pământ. Dăm cu ei de pământ, da. Dăm cu ei de pământ. Lucrurile sunt Jurnalist, mult mai tac, complicate decât jurnalist. pașul să o iau în ordine, dragii mei. Vă rog Ia. foarte, foarte mult două lucruri. Dați Dacă se like, poate, dați like. toți cei care vă uitați la acest material live, Live. să Să dați like. dați like, este foarte E important să foarte dați like și important. dacă se Dați like poate și am aici. rugămintea mai mult decât niciodată, dacă se poate să distribuiți în cât mai multe locuri Share, 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 share. acest material. E Așa. foarte important să ajungă la cât mai multă lume. Da, e important. Nu știu Trebuie. ce Deci, impact. domne, trebuie să afle toată lumea, da, că Mălin Bota a suferit blocaj pe YouTube. Va avea blocajul acesta asupra canalului meu de YouTube. Blocaj asupra canalului meu de YouTube. Haideți să o iau în ordine. E vorba de un singur video, nu de tot milionul de videouri pe care le bot. Nu e blocaj asupra canalului de YouTube. Să lămurim puțin lucrurile, dragii Aha. mei. Hai, dreptate, intră în Deci problemă. așa stă acest material de mai bine de... Vă arăt eu alt material care Nu stă cred că bine. nu știu ce A, da, așa. ăsta e materialul care Vedeți, stă bine. se Ăsta, procesează ăsta. 95%. A primit. Da? Așa stă, dragii mei, de mai bine de... Mai mult. Deci Amalia i-a dat piu, parnosul lui Bot. I-a lipit 30 de leuți pe frunte. Bot, mulțumește femeii că ți-a dat banul. Hai. Așa stă de ieri, pe Stă la ora de... 19 am filmat, am pus la ridicat pe net, L-a ridicat. din același telefon Samsung S10 cu care am filmat. E important să știm telefonul, da? Domne, YouTube se uită. Hei, ai încărcat de pe Samsung S10. 15 ore pauză, nemernicule. De 2 ani de zile de când am telefonul, pe aceeași rețea, rețea la care chiar am făcut A făcut update upgrade. recent, de la Digi, am luat maximum de date posibil. Da, că la Digi dacă dai 2 lei în plus, ai și maximum de date, da? A făcut investiții, bot. S-a ridicat materialul în mai puțin de 20 de minute și stă așa în procesare 95%. El când spune ridicat, adică a făcut upload, da? Asta vrea să spună cu ridicat.
Da, bun. Niciodată nu am mai pățit așa ceva. Nu, nu. Azi dimineață m-am trezit cu noaptea în cap, pe la 6:30 am început să vorbesc cu cei de la YouTube. Ia, da. Am primit și răspunsul de la ei. Ascultați. Mi s-a spus că materialul nu este blocat. Eu le-am am discutat, de fapt nici nu știu dacă am vorbit cu un om sau cu un robot. Tu ai niște variante. Cât de tare este asta? Da, voi, de exemplu, când vorbiți la telefon, nu? Nu faceți nicio diferență. Bă, o fi un robot, o fi maică mea, cine știe, de unde să știm? Da, vorbim și ne facem treaba, nu? A, s-a trezit botul cu noaptea în cap să vorbească cu robotul YouTube. Sau poate nu era robot, poate era Iohannis. Și atunci e de înțeles că, domne, nu faci prea bine diferența. Ai niște notificări, faci screenshot-uri și trimis la YouTube problema. Și am tot dat pe parcursul nopții de dimineață. Am văzut că nu se întâmplă nimic și am început să caut dacă există alte metode de contact. Și există alte metode pentru cei care suntem creatori. Ce mă? Ce mă? Deci tu ești creator? Gata? Nu mai ești jurnalist independent? Păi așa ți-a spus și Silviu Fire, useristul ăla micuț și tânăr. Ți-a spus, bot, tu ești content creator. Adică, na, crezi conținut. Adică te aberezi, aha, ridici aberațiile pe YouTube și asta e. Primești, parnos. Nu mai jurnalist independent. Ba, vă dreptate, Silviu Fire. Mariana Marinela, am fost îngrijorat că s-ar putea întâmpla ceva, baftă. Mulțumesc frumos, doamna Mariana, și îmi cer scuze, cu asta trebuia să încep. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați scris zeci de mesaje pe mail, pe Patreon, pe privat, pe Facebook. Mesaje de îngrijorare. Asta mă face să, văzând că atât de multă lume aștepta materialul și obișnuită să intre zi de zi. Vă spune trist, ce a 30 de lei? Adică el vorbește de 7 minute și doar 30 de lei? E normal să fie supărat omul. Hai să vă explic eu ce a pățit bot. Un bug, asta e tot. Când încarci un video pe YouTube, întâi e faza de uploading și face 0, 1, 2, 3, 99%, hop, upload complet, da? După care începe o prelucrare inițială. Și aia începe și aia. Aia e mai așa, secvențială îți arată. Hap, 5%, hap, 34%, hap, 78%, hap, întotdeauna stă puțin la 95%, după care, hei, prelucrarea e completă, da, după care începe să rășnească prelucrarea HD. Și bot este la 95%, da? Și domne, de când s-a inventat internetul, de când s-a inventat calculatoare, bug-uri există. Numai că la bot nu e o conștiență stranie. Ia ai mai zi bot două chestii. Și se îngrijorează să nu fi pățit ceva, da. Mă face să găsesc resurse de optimist, să merg mai departe. Deși am toate motivele să fiu foarte descomponit. Radio activ emissions. Sunt roboți. Care până acum nu au fost oameni buni, da? Materialul nu este unul lung. Știți cu toții că am publicat reportaje de o oră. Ieri am publicat de la CNA. Are o oră materialul ăla. Ăsta este scurt. Are până în 30 de minute. Și niciodată nu s-a nimic. Robert Inferno, bot, e o eroare, șterge video și repostează-l. Corect, așa se face, da. Bot e ca o pagină aia de nu se încarcă și el îi tot dă refresh, 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 refresh. Bă, dar nu, închide bă browserul, dă un restart eventual și ia mai dă o tură. Doamne ferește, cum să faci un live de 2 ore și 20 de minute pentru o eroare? Băi, nu există așa ceva. Cât de spălați sunt ăștia pe minte. Doamne, ferește. Niciodată nu s-a întâmplat nimic. Niciodată. Cei de la YouTube și acum stă și procesează de 95%. O singură dată am mai avut o situație similară. Nu știu deci, dacă... situația fără precedent a fost precedată de o altă situație similară. Da? Hai. Că țineți minte. Ia, fi. Când Klaus Iohannis a promovat legea lui mitralieră privind evaziunea fiscală. Și am făcut un material pe larg frumos explicat la tablă în care am explicat cine profită. Și aduceam cumva, spuneam niște lucruri pe care nimeni nu le spune în presă, legate de pușculițele serviciilor secrete. Și de oamenii care fac afaceri pentru serviciile secrete. Și cum legea asta a evaziunii fiscale îi ajută pe aia. Și atunci nu s-a publicat. Și cum legea asta a evaziunii fiscale... Evaziunei fiscale. Da, așa se zice încă o dată ea. ...afaceri pentru serviciile secrete. Și cum legea asta a evaziunii fiscale îi ajută pe aia. Și atunci nu s-a publicat material.
Deci situația Tot fără așa. precedent? Dar a stat în procesare vreo 2 ore. Și am intrat live. În seara de ieri n-am intrat live pentru că m-am gândit că e o problemă tehnică. Și speram să se proceseze. Am decis acum să intru live pentru că mi se pare foarte ciudat că au trecut peste 12 ore. Nu știu. Cum peste 12 ore? Ia uite ce scrie aici. Cum 12 ore? Ce scrie aici? 12? 15? Bă, botule, bă. Te încurci în aberații, botule. Acum să intru live pentru că mi se pare foarte ciudat că au trecut peste 12 ore. Au trecut 3 ore de când am vorbit cu ei și ei mi-au zis, domne, am dat reprocesare. Niciodată procesarea n-a durat atunci, în cazul ăla cu Claus Iohannis. Și am intrat live, am vorbit și după ce am vorbit live s-a deblocat materia. Dă-l bă, dracu. Dă-l bă, dracu, pe bot, că nu mai pot nicio cu ăsta. Doamne ferește. Vai de capul meu. Și acum să vorbim puțin despre Cioloș. Mie mi-a plăcut. Am citit. Cred că n-au trecut 24 de ore de la o postare al dumnealui pe pagina lui de Facebook și eu am selectat doar două paragrafe scurte, ca să ne întindem. Ce scrie Cioloșenia cu mânuțele lui, da? El nu scrie ca Barna pe lângă tastatură, el scrie chiar pe tastele, nimerește. O minoritate vocală a luat captivă o societate întreagă și și-a impus propriile valori, da? Șmecherala, combinațiile și bătutul din buze. Dom'le, voi la ce vă gândiți când, când apare expresia o minoritate vocală în politica românească? La cine vă gândiți? La PSD-iști? Nu, că ea nu sunt chiar o minoritate. Ei de obicei sunt cam o majoritate. Sau măcar sunt cea mai mare minoritate, da? Nu, nu la PSD. Atunci la cine? Oare vorbea despre USR Cioloș? Vorbea cumva despre rezist? Cine sunt ăia trei căței în piață cu o gornetă? Și spune, vorbim în numele tuturor, da? Suntem 6 reblăgiți în stradă, dar hei, vorbim pentru toată țara. Cine sunt minoritatea vocală? Rezist! Deci ce faci? Ce faci, băi, Cioloșenie, bă? Cerți rezistul? Nu-i ciudat? Așa, și hai să vedem al doilea paragraf. Să nu poți construi spitale 30 de ani și să nu te pregătești de pandemie după primele valuri grave nu poate fi scuzabil. Wow! De ce spune? Ultima parte. Să nu te pregătești de pandemie după primele valuri grave nu mai poate fi scuzabil. Dacian, Julien, Cioloș. Wow, cât tupeu pe ăsta. Bă, dar pe cine ceartă, mă? Ponta, pe tine te ceartă, bă, nebunule. Tu tot anul ăsta ai fost ministru al sănătății degeaba și nu n-ai pregătit valul 4, deși de ai trecut prin 2 valuri, domne. Cum așa ceva? Bravo, Cioloș! Zi PSD-ule așa cum merită, bă! Wow, cum sunt ăștia! A, investigația Recorder m-a lăsat rece, a fost amuzantă, stai seama că ei au filmat o tonă, tone, luni, și cu multe repetiții au reușit să bage totul într-o oră, deci, domne, dacă vorbești cu unul 5 zile legat, sigur vei găsi 30 de minute în care zice urât și de măsa lui ăla pe care ești tu supărat. Sigur. Deci asta au făcut. Bravo lor, dar ce am reținut eu, că infiltratul se dădea politicianul SR. Dom'le, n-a spus sunt PSD, sunt penelist, nu, sunt userist. Așa părea credibil dumnealui, da? Și ce a făcut Biserica Ortodoxă Română? Dom'le, n-a discriminat. A spus, da, te văd că ești hoț. Da, te văd că ești flămând, dar noi lucrăm și cu marxiștii de la USR, da? Dom'le, uite aici, un exemplu de toleranță, da? Deci cât a înjurat USR-ul biserica, da? Și uite că biserica totuși lucra cu ei. Bravo, beure, bravo! Plus că Marele Alb, domne, Marele Alb n-are cum să fie patriarhul. Nu. Marele Alb, îl știți? Joacă golf, e alb din cap până în picioare, a? Ăla-i Marele Alb, da? Ăla e, da, știm.
Uiți? Bine, bine, dar Aluco mi-a plăcut că a inaugurat chestia albastră, da, foarte mișto, în 3 săptămâni s-a scufundat. Dom'le, pe ce ating peneliștii? Chiar și dacă ating doar cu foarfeca cu care taie panca, chestiile se scufundă, se usucă, da? Sau fac COVID. Sigur? Bun? Ia, a, bună și știrea asta cu Clotilde Armand. Ce a făcut Clotilde Armand? Dom'le, din aprilie se trage de curs, să dea 5 milioane de lei, da? Ca să repornească CET Grivița. Nu. Recent, acum a băgat banii și mai stau ăștia acum până cumpără păcură, până stau în probe, până nu știu ce. Dom'le, de Revelion o să reușească și CET Grivița să bage căldură la sectorul 1. Până atunci tremură șobolanii, da? Că de oameni, oricum nu ne pasă de oameni. Șobolanii tremură, Clotildo! Nebuno! Auleu, ce față ai! În rest, da. Bun. Azi, Dacian Cioloș, să ne întoarcem la dumnealui, a ieșit și era în pământiu de supărare. Nu se poate așa ceva. Deci era pământiu de supărare că ți-a zis... Da? Deci, i-a dat o gălușcă albă, o meduză în freză și a spus nu. Nu te susțin, nu fac guvern cu tine, pleacă de aici, pleacă cioloșenie de aici. Dom'le, ce să spun? Asta e viața. Eu cred că totuși, când am citit-o mai devreme, eu cred că el încerca să dea în câțu, da? Spuneam, da, dom'le, noi am avut miniștrii la finanțe, la sănătate am avut Ministerul Sănătății, dar tu ești de vină pentru valul 4, câțule. Bă, adevărul e că amândoi au dreptate, da? Și Câțu e de vină și USR-ul este de vină, să fim serioși. Cum poți? Bă, Câțu pe ăsta. Și încă o chestie care arată, dom'le, cât de deștept în cap este Cioloș. De la ce s-au luat ăștia? S-au luat întâi când l-a dat Câțu afară pe Voiculescu și pe urmă s-a luat mai ales când Câțu l-a dat afară pe Stelian Ion. Și... Cu cine vine Cioloș și nouul guvern ca să negocieze cu Câțu? Bă, cu aia doi. A? Nu-i normal să-l scui pe Câțu? Nu zic că e normal. Câțule, scuipă-l cu altceva, bă, că lui ăsta nu-i place cu meduze. Haide, pa!